dați-mi voie să încerc un răspuns mai structurat la întrebarea care ne frământă pe toți și fără a reinventa roata. Dar ca să înțelegem ce am putea face ca să creștem gradul de participare al românilor la vot, cred că este teribil de important să înțelegem mai întâi de ce nu vin cetățenii la vot. Și sigur că avem două categorii de răspunsuri. Pe de o parte, răspunsurile raționale, care țin de rolul pe care îl are Parlamentul European și să o spunem foarte clar. Parlamentul European nu are rol de inițiativă legislativă și atunci este greu să explici unui cetățean în ce mod vocea lui este reprezentată la nivelul acestei instituții, care de altfel, conform Eurobarometrului, culmea paradoxului, se bucură de una dintre cele mai mari încrederi. Și ca vizibilitate și ca și încredere, în ciuda faptului că în distribuția atribuțiilor, rolul său este la momentul actual ușor mai scăzut decât cel al Comisiei Europene. Bun, deci avem un mare avantaj al încrederii, dar pe fond finalitatea sau eficiența demersurilor europarlamentarilor este mai scăzut. Pe partea de răspunsuri iraționale, deși pe fond tot raționale, dar ele sunt legate de mai mult de forma campaniei electorale. Și aici aș începe de la următorul argument. Participarea românilor la vot a fost de vreo 29%, adică de aproape două ori mai puțin decât în vechile state membre și cam la două treimi din noile state membre. Deci nu ne putem lăuda că am avut participare similară. De ce? Pe de o parte, nu avem un profil european al candidatului, adică toată lumea știe că politica este corozivă, nu doar în România, ci în toate statele lumii, însă la noi parcă a prins contururi și mai desperiat. Și atunci, rolul unui profesionist, al unui tehnocrat, al unui specialist, spuneți-i cum doriți, își găsește foarte greu locul într-o structură politică de această natură. Bun, deci, ce am putea să facem? 1. Să găsim acel profil al candidatului european. Nu avem încă experiență, suntem un stat nou membru. Mai mult decât atât, faptul că alegerile europarlamentare, primele alegeri europarlamentare s-au organizat cel mai târziu, a făcut ca românii să aibă cel mai scurt mandat în actualul Parlament European. Deși experiența lor este fisurată din acest punct de vedere. Apoi, campania trebuie, după părerea mea, trebuie cu majuscule să-și joace rolul informativ și nu de propagandă. Degeaba vom continua să milităm în jonglerii strategice de genul ce facem pentru o comunitate X, Y sau Z, promisiuni efemere pe care niciodată nu le vor putea asuma pentru că nu este în atribuția lor. Trebuie explicat exact cetățenilor ce se face acolo, ce se poate face și ce ne propunem noi să facem. Pentru că fără sinergie sau simbioză, ca să evit cuvintele prea grele, dintre obiectivele unui partid politic, profilul candidatului despre care am vorbit, rolul Parlamentului European și interesele concrete ale cetățeanului, nu cred că o să avem un succes notabil. Apoi să nu fim cinici, cum spunea Rodica Culcer, pe politicieni nu interesează câți români vin la vot. Pe ei interesează ca din masa de participanți la vot o felie cât mai mare să-i revină lui ca partid politic. Și atunci nu-l interesează problema participării la vot. E o problemă a societății civile, e o problemă a guvernului și nu în ultimul rând al fiecărui cetățean în parte de a-și construi simțul civic. Ei, asta nu se poate face, din păcate, peste noapte. Iar aici, dacă e să discutăm de strategia la lung, atunci discutăm despre ce înseamnă educație civică de la nivelul școlii primare. Dumneavoastră, doamna Vălean, spuneați despre crearea identității europene. Păi să o spunem iarăși foarte clar. Femeile și tinerii nu vin în principal la alegerile europarlamentare. Cum reușim să-i atragem pe ei? Cu cei? Care-i cârligul cu care reușim să le construim o viziune partizană într-un fel sau altul, adică mai spre liberal, mai spre stânga, deși aici e o altă discuție lungă, cine e de stânga și cine e de dreapta la nivelul partidelor europene. Bun. Ce au făcut alte țări? Avem de pildă 4 țări, Belgia, Luxemburg, Cipru, Grecia, care condiționează prin lege participarea la vot. Este obligatorie. Nu cred că neapărat la noi este o soluție viabilă, dar ne putem gândi.
Avem pe de altă parte țări unde participarea la vot este per se mare. Italia și Malta. Cetățenii aceștia ies pur și simplu la vot fără eforturi strategice deosebite. Avem însă țări care au reușit să stimuleze participarea la vot, cum e de pildă cazul Marii Britanii și chiar țările nordice, prin diferite strategii. Unele dintre ele vizează dublarea alegerilor europarlamentare cu alegeri locale și atunci asigur că interesul conaționalilor este mai ridicat. Pe de altă parte, campania la europarlamentare a fost mai focalizată pe fișe tematice și pe nișe de electorat. Și atunci un mesaj calat corect pe interesul acestui nișe de electorat sau ale nișelor de electorat pot să se dovedească de succes. Ce a făcut Parlamentul European? Ei, aceste fișe tematice sunt deja disponibile pe site-ul Parlamentului European, traduse în toate limbile europene, inclusiv în limba română. De foarte puține zile ele sunt traduse și în limba română și se găsesc toate acolo. Sunt traduse într-un limbaj digerabil pentru cetățean. Adică ce a făcut Parlamentul European și în ce măsură și-a pus amprenta asupra deciziilor sau ale propunerilor venite de la Comisia Europeană, respectiv de la Consiliu. Ce face Partidul Democrat Liberal? Noi am lansat deja strategia partidului pentru această, pentru aceste alegeri. Am lansat și competiția pentru candidați. Pe 28 februarie se vor depune, în funcție de solicitările exprese pe care le-au menționat cei din Comisia de Specialitate, trebuie respectate niște criterii și aceste dosare trebuie depuse cel mai târziu pe 28 februarie 2009. În termen de 2 săptămâni, credem că această comisie, care a fost decisă în ultimul Birou Politic Național, să își încheie mandatul și să vină cu lista de minimum 35 de candidați. Ca să închei, și probabil o să dezbatem interactiv anumite lucruri și intrăm în anumite amănunte mai picante, care vor fi interesele majore ale europarlamentarilor în următorul mandat? Păi fără doar și poate, trebuie să sprijinim guvernul pentru a adera la zona euro și la spațiul Schengen cât mai repede. Nu mai vreau să povestesc de ce e important să fim în zona euro. Moneda euro și-a jucat rolul de absorbant al șocurilor economice. Nu mai detaliez. O altă prioritate majoră. Sprijinul autorităților locale pentru absorpția fondurilor comunitare. Și fiți atenți că nu mă refer doar la fondurile structurale și de coeziune, unde toată lumea știe cam despre ce e vorba. Pe lângă astea, mai e un calup de fonduri care se numesc programe comunitare și ele nu sunt alocate pe criteriu național, ci ele se substituie criteriului excelenței aplicației, adică competiția este deschisă tuturor statelor membre și criteriul excelenței este cel care decide câștigătorul. O altă prioritate, securitatea energetică. Eu cred că România poate să fie, să joace un rol activ de pivot atât în regiune, cât și la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește securitatea energetică. Și nu avem încă o politică comună în domeniu la nivel european. Eforturile de conturare a ei sunt dificile și cred că avem multe, multe de făcut, cel puțin în aceste 4 puncte de vedere, după care fiecare partid își decide temele prioritare. Vă mulțumesc!